Leroy by Diana Bișinicu. Spune-ne, Diana, cum îți e la târgurile noastre, cum ți-a fost la ediția de acum din Hala la Minor, cum ți-a fost și la ediția anterioară din Hala la Minor și dacă ți-a fost dor de noi? În primul rând, mi-a fost foarte dor de voi și mi-a fost dor de un organizator ca tine, ca Ana Haralambie, un organizator care nu se dezice niciodată de la nicio ediție, de la o ediție la alta, pentru că ești genul, și o să spun, sau să le spun celor care ne urmăresc, Ana este genul de organizator care se gândește la fiecare expozant în parte, ca și cum ar fi business-ul ei. Și nu mă refer business ca organizator, ci privește din punctul nostru de vedere, din perspectiva noastră a tuturor expozanților. Și faptul că nu există târg din 2012, de când eu particip la toate târgurile organizate de tine la Ghidul Miresei, nu a fost vreodată un târg să nu iau comenzi din afară, din diasporă. Și chiar și anul acesta au fost clienți care au venit cu trollerul direct de la aeroport, special pentru a-și achiziționa tot ce aveau nevoie din târg. Ceea ce înseamnă că promovarea este excepțională, ceea ce înseamnă că oriunde ai merge, în orice locație, tu îți faci treaba exact așa cum ar trebui să-și o facă un organizator de evenimente. Și eu îți mulțumesc, în calitate de expozantă, îți mulțumesc pentru toată implicarea ta, pentru profesionalismul de care dai dovadă și pentru susținerea pe care ne-o acorzi cu tot ceea ce avem nevoie, indiferent dacă suntem expozanți mai vechi, cum eu deja sunt la ediția, la anul 12, dar cumva ori 3 ediții, sunt 36 de ediții de când suntem împreună în această colaborare, dar știu că vin sprijinul tuturor expozanților care poate sunt la prima ediție, a doua, a treia sau oricât de vechi ar fi. Îți mulțumesc mult, mai impresionat de, stai așa să-mi ștergi lacrimile. Mulțumim mult că sunteți alături de noi și așa este, ești deja parte din echipă, nu se mai pune problema că ești un simplu client, dar într-adevăr ne sunt dragi și cei noi ca și cei vechi. Mulțumim mult și te așteptăm în continuare alături de noi. Mulțumesc și vreau să te felicit inclusiv pentru alegerea acestei săli, pentru că este o hală care promite foarte mult, deja oamenii cunosc această locație și pentru mine să știi că fiecare ediție este foarte bună. E adevărat că aștept soarele de mai, pentru că mă aflu sub iluminator, iar data trecută, în mai, am avut cele mai frumoase reflexii ale verghetelor 3D, pentru că soarele a picat foarte frumos pe aceste verghete ale mele, colecția 3D, colecția mea, este o colecție unică pe care clienții o pot găsi doar la mine. Ia aștept ca în mai să mă aflu din nou aici alături de voi. Mulțumesc!